Și eu am vrut să spun asta, adaug pe urmele dumneavoastră, e limpede că nu doar 3,5 milioane de români gândesc căsătoria în termeni firescului, ci foarte, foarte mulți, foarte multe milioane care se adaugă acestor 3,5, care s-au mobilizat mai mult și au mers atunci la referendum. Am ajuns și la ultimul vorbitor, dar evident, în sensul inevitabil al termenului acum, pentru că am luat-o în ordine cumva și alfabetică a celor prezenți, dar cel care ne va vorbi acum este nu doar unul dintre cei mai vrednici jurnaliști creștini din spațiul românesc, este și editorul acestei cărți. Este vorba despre președintele Asociației ROST, directorul editurii ROST, domnul Claudiu Târziu, unul dintre cei care acordă la rândul domniei sale un interviu în această carte. Domnule Târziu, ați optat fără rezerve să editați o asemenea carte, v-a ieșit și foarte bine, e o carte și foarte frumoasă ca obiect. Mulțumim că sunteți alături și vă rog să adăugați și dumneavoastră câteva cuvinte pe tema acestei serii. Da, bună seara! Pot să vă vorbesc în calitate de gazdă și eu. Dacă Facultatea de Teologie mi-a făcut bucuria să ne găzduiască în această seară aici, eu am făcut eforturi să găzduiesc cele 14, mă rog, 13 interviuri plus al meu în cartea lui Cristi. Carte care trebuie să vă dezvălui, nu trebuia inițial să apară la editura noastră, la ROS. Era destinată altor edituri, alte edituri, a trecut pe la alte edituri și pentru că este o piatră tare, pentru că este purtătoare de potențial conflict, să spun așa, prin lucrurile pe care le spune, nu a trecut de bariera, cum să zic, editorilor respectiv. Eu m-am bucurat foarte tare pentru că îi acordasem lui Cristi un interviu, cred că de aproape un an, când a venit cu cartea la noi și m-aș fi gândit că putea să ne ofere de atunci. Dar el a vizat edituri mai puternice, care au o forță de răspândire mai mare și pe bună dreptate, pentru că mesajul este important să ajungă la cât mai multă lume. Editura ROST este una mai mică, mai modestă, aparține unui ONG, Asociația ROST, și prin urmare are forțe mai mici. Dar, după cum veți vedea, nu atât de mici pe cât și-ar dori adversarii noștri. S-au spus foarte multe lucruri în seara asta, necesare, interesante, unele dintre cele mai importante de subliniat, așa încât n-am cum să mai revin asupra lor. Desigur, ar mai fi fost de spus multe altele, pentru că tema este vastă și pentru că evenimentul în sine, așa cum spunea și domnul Gheorghiu, a presupus multe frământări și în interiorul Coaliției pentru Familie și în exteriorul ei, în interiorul societății românești. Nu este momentul să ne oprim asupra lor. Aș vrea doar să puntez ceea ce, din punctul meu de vedere, după opinia mea, este relevant în legătură cu referendumul și cu această carte. Foarte pe scurt, pentru că deja se fac cele două ceasuri promise și n-aș vrea să vă țin mai mult, pentru că deja vă dau semne de nerăbdare. Prin urmare, vreau să fiți convinși de faptul că referendumul era necesar. Până la el existau deja 4 inițiative respinse în Parlament de legiferare a căsătoriilor între persoane de același sex. Deci nu era o nebunie de masă. În alte state din Uniunea Europeană deja se adoptase această căsătorie. Dacă vă deranjez, să spuneți. Nu. Bun. Dacă vă deranjez. Prin urmare, pericolul ne păștea și pe noi. Era clar.
Noi am întârziat, ca de obicei, în istorie, pentru că suntem mai la margine, mai la întretăiere de drumuri, în adoptarea corectitudinii politice, care, de fapt, este fața edulcorată sau, mă rog, falsă a neomarxismului cel mai veninos și cel mai ucigaș cu putință și nu folosesc cuvinte grele, să știți. Îl descriu așa cum este. Neomarxismul este crimă. Asta este și asta trebuie să conștientizăm. Iar corectitudinea politică este un fel de a ne convinge că e foarte bine să fim uciși. În primul rând spiritual și după aceea, dacă insistăm, și fizic. Prin urmare, acest referendum a fost cea mai importantă inițiativă a societății civile responsabile, nu spun creștine, responsabile, inevitabil era și creștină, de acțiune, de acțiune proactivă, deci care venea în întâmpinarea unui pericol despre care știam că urmează să vină peste noi, da? Mi s-a spus atunci că nu există tema, asta a fost narațiunea predominantă din tabăra adversarilor. Nu există tema, nu avem de ce ne teme, nu are rost să facem referendumul și așa mai departe. S-a văzut că imediat după votul pentru referendum a fost depusă o nouă tentativă, să zic așa, de legiferare a căsătoriei homosexuale. A picat și aceea, mai este una pusă și care a trecut tacit la Senat. Vedeți, deci, cam avut dreptate. Referendumul, deci, a fost justificat pe deplin și el nu a fost decât, așa cum s-a mai spus deja aici, o bătălie dintr-un lung război cultural care ne așteaptă. A fost doar o încercare de a pune o firavă stabilă în fața năvălirii barbare, din punct de vedere ideologic, dinspre Occident, din păcate, nu pentru că Rusia ar fi depozitarea unei credințe mărturisitoare extraordinare, dar pentru că nu prea avem noi de-a face cu Rusia și nu prea ne interesează Rusia în acest moment, ne interesează Occidentul că suntem partea lui, și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere politic, suntem partea lui. Și de asta ne interesează de ce se întâmplă acolo. Deci a fost o încercare de a pune un pic de opreliște și eu cred că nu a fost deloc una eșuată. A fost una trezitoare, a fost una din care putem să învățăm foarte multe lucruri și una care, în contextul dat, cu un boicot masiv din partea presei, din partea tuturor autorităților de stat, din partea partidelor parlamentare în aproape în totalitatea lor, din partea liderilor de opinie din așa zisa societate civilă necreștină, deci a ONG-urilor care papă bani din diverse fonduri internaționale ca să aducă corectitudinea politică la noi, faptul că 3 milioane jumătate de români au conștientizat pericolul și au votat în consecință, mie mi se pare o victorie demnă de salutare. De la această victorie ar trebui să pornim mai departe construcția unei rezistențe creștine, pentru că, așa cum spuneam, urmează și alte încercări și altele, din ce în ce mai grele. Dacă vor reuși să treacă legiferarea căsătoriei pentru homosexuali, vor veni la rând adopțiile în cuplurile de homosexuali, vor veni legalizarea unor hai să le spun, cum să le spun să nu fie foarte dur, dar unor vicii, a unor patii, a unor deviații sexuale, cum e pedofilia, necrofilia, zoofilia. Astea toate vor veni. Să nu credeți că nu vor veni. Și vă spun de ce insistă neomarxiștii noștri pe această zonă a sexualității. Ei au înțeles că omul acolo este slab. Că acolo pot rovi în fibra lor, fibra lui morală, adâncă. Că de acolo pot lua și manipula după aceea să facă altele și altele și altele. Cum spun Sfinții Părinți, șirul lung de păcate începe cu cel mai mic dintre păcate. De pildă, ai băut un pahar adus. După care ai rănit la nevasta prietenului. După care
Pietru pentru că s-a opus la ucis. Și așa mai departe. Așa se întâmplă și cu această corectitudine politică. Vă vorbesc cu atâta patos despre ea, pentru că pe mine m-a preocupat cu mulți ani înainte ca majoritatea intelectualilor publici de astăzi, care îi se opun corectitudine politice, să ridice glasul, să afle despre ea, să știe, să spună, să atragă atenția asupra pericolului. Dovadă stă faptul că acum 5 ani am reușit și am publicat, tot așa pentru că fusese respinsă la alte edituri, și a ajuns la noi, Dumnezeu vechează, o carte care a făcut succes de casă la editura Rost, corectitudinea politică, o culegere de eseuri politice pe această temă, jumătate scrisă de autori americani, jumătate scrisă de autor român, cu exemple specifice din fiecare zonă. Și acolo erau descrise manierele de lucru ale neomarxiștilor și etapele pe care le parcurg în această barbarie despre care am pomenit. Acum, referendum. A fost făcut nu de domnul Gheorghiu, nu de mine, nu de doamna Săpieru, nu de nu știu cine mai vreți dumneavoastră. A fost făcut de o echipă de oameni, a fost făcut de printr-o foarte bună conlucrare între toate cultele religioase recunoscute în România și între toate etniile conlocuitoare din România. Asta trebuie să rețineți că e foarte important. Într-un moment ca ăsta am putut să ne unim. Domnul Gheorghiu a avut un rol foarte important, pentru că și-a asumat postura de paratrăzne pentru toate loviturile care au venit dinspre adversari. Aveau nevoie de un chip în care să lovească. Și el l-a oferit pe al său. Asta nu-i puțin lucru. Însă, alături de dânsul, au fost și alți intelectuali publici, la fel de valoroși și la fel de implicați, cum este bunăoară domnul doctor Pavel Chirilă, cum este prietenul Sorin Labu. De asemenea, trebuie să recunoaștem munca celor din Comitetul de Conducere pentru strângerea de semnături. Acea muncă a fost cea mai grea, de fapt. Și foarte puțin credeau că va fi dusă până la bun sfârșit. Pentru că n-am avut bani, n-am avut resurse, nu ne-a finanțat Rusia, nu ne-a finanțat nimeni, nici America protestantă, cum s-a spus, am făcut cu resursele noastre, cu nopțile noastre nedormite, cu sacrificiile noastre față de familiile noastre și așa mai departe. Și acei oameni merită să li se recunoască efortul. Și aș vrea să știți cel puțin două nume care contează enorm pentru ceea ce a semnat referendum. Mă refer la Bogdan Stanciu, care a gândit din punct de vedere doctrinar un program întreg, cu o echipă, bineînțeles, nu de unul singur, care a stat la baza Coaliției pentru Familie. Păcat că acel program nu a fost asumat de nicio fel de forță politică până azi, dar sper să fie asumat, măcar în punctele lui esențiale de către o forță politică, pentru că merită. Este în apărarea și în promovarea familiei. Și de asemenea, este vorba despre Ionuț Șolea, actualul părinte, Ioan Șolea, de la Buzău, care a făcut muncă de alegătură în toată țara ca să țină legătura cu toate comitetele locale de inițiativă, cu toți voluntarii aceia, foarte mulți, 80.000 de oameni, e foarte greu să-i ții la un loc și să-i poți motiva și să poți să folosești un galop. Deci aș vrea să se rețină și aceste două nume, pentru că este important pentru istorie, nu pentru altceva. Ei nu vor să iasă în față, n-au făcut-o nici atunci. Eu îmi permit să le pomenesc pentru că le știu munca. Ce mi-a părut mie rău după referendum nu este că a ieșuat. N-a ieșuat, cum am spus. A ieșuat din punct de vedere legal. Mie îmi pare rău că nu s-a folosit acel capital imens care s-a concretizat în milioane de voturi. Poate că nu am știut, poate că lipsa noastră de experiență în astfel de lupte și-a spus cuvântul.
Dar ar fi fost de dorit ca acele milioane de persoane care au conștientizat pericolul și care au mers la urne să fi primit șansa de a fi reprezentate politic. Și așa adversarii au acuzat Coaliția pentru Familie că, de fapt, își dorește să se transforme în partid politic. Asta trebuia să facă, din punctul meu de vedere. Asta trebuia să facă. Să preia acest capital de încredere și să meargă cu el până în prânzele alte. De ce? Pentru că s-a văzut foarte clar, prin mijloace exclusiv civice, nu ajungem prea departe. Suntem blocați. Atunci trebuie să acționăm politic. Ceea ce eu îmi propun să fac cât mai curând cu putință, chiar dacă n-am făcut-o imediat după acel referendum. Și sper să o facă și alții, indiferent în ce formație. Nu pomenesc aici. Indiferent în ce formație. Important este să existe oameni buni, oameni creștini, care știu ce înseamnă proiectivitatea politică, care n-au uitat ce a însemnat comunismul pentru noi, un dezastru de la cap la coadă, să acționeze în consecință dacă vor ajunge la butoanele puteri. Aș mai spune câteva cuvinte despre carte și după aceea vom încheia. S-a spus aici foarte bine că este în egală măsură o radiografie a acestui fenomen din jurul referendumului și, pe de altă parte, o radiografie din punct de vedere cultural, politic și spiritual a societății românești. Așa este, numai că această radiografie, dacă o vedem și nu știm să o citim, dacă o citim și nu știm să o înțelegem, nu putem să o înțelegem, dacă o înțelegem și nu ne ducem la acțiune, este degeaba. Cu alte cuvinte, vă rog, luați cartea, este la un preț promoțional, nu ca să-mi faceți mie vânzare asociația și editura Rost, că nu asta e scopul, ci pentru a avea un manual de luptă, pentru a învăța lecția referendumului și pentru a ști ce e de făcut de acum încolo. Luați-o pentru dumneavoastră și luați-o și faceți-o cadou. Este la fel de bună pe un alt palier, mă rog, ca un exemplu concret, ca și corectitudinea politică pe care am pomenit-o mai devreme, cartea despre corectitudinea politică pe care am pomenit-o mai devreme, întrucât ne pregătește pentru ceea ce va urma și pentru ceea ce ni se întâmplă deja zilele astea. Lucrurile nu sunt deloc clarificate în societatea românească. Faptul că 3,5 milioane de oameni au fost jigniți de președintele României, care a mai luat un mandat, nu se șterge așa de ușor. Faptul că două partide cele mai mari din România și-au asumat pentru un protocol semnat cu Coaliția pentru Familie susținerea referendumului și după aceea trădat în mod abject, nu se șterge așa de ușor. Faptul că noi toți am fost supuși unei campanii de denigrare îngrozitoare, iarăși nu e de uitat. Haideți să ținem minte lucrurile astea, să învățăm ceva din ele și să acționăm. Să acționăm. Dacă așteptăm să ne rezolve cineva treburile, nu se va întâmpla. Dacă așteptăm să se rezolve la sine, nu se va întâmpla. Vă rog mult. Citiți și acționați. Doamne ajută!